Casa de Onoare. Consider că imnul național, imnul de stat, împreună cu drapelul, sunt doi piloni de bază pe care se sprijină națiunea. Practic, cunoașterea și respectarea acestora este obligație de bază a fiecărui cetățean. Trebuie să facă parte din educația obligatorie a copiilor și trebuie să le purtăm aceste simboluri, aceste însemne în sufletul nostru, oriunde ne-am aflat în lume. Ascultând imnul național, simți că nu ești singur, oriunde te-ai afla. Simți că aparții și că ai niște rădăcini undeva. Simți în spate tot neamul tău pe care s-a clădit România. Imnul național al României, după cum cunoaște toată lumea, a fost diferit în diferite etape ale istoriei, dar consider că imnul pe care îl cinstim și îl intonăm din 1990 încoace este cel mai rezonant cu natura poporului român. Reprezintă, cred eu personal, cel mai bine și cel mai de actualitate sentimentele cu care ne confruntăm. E vorba de un mesaj de sărbătoare, un mesaj de libertate, de patriotism și de afirmarea identității naționale, indiferent de contextul intern sau extern. Ceremonialul s-a încheiat și pe această cale Maria Albu vă mulțumește pentru participare.